Da, ce dimineața răcoroasă și plăcută. Sunt ca niște mici acede acupunctură care mă pătrund în ființă. Nu e chiar așa de rău, dar nici nu e de mers cu motorul. Cred că sunt vreo 6 grade, 5 grade. Și mi-amintesc zicând chestia asta de mai multe ori, ce anume că eu nu o să scot motorul sub 16 grade, nu văd sensul. Și toată lumea era: ești slab și nu doar de înger. Mulțumesc că am pierdut câteva kilograme. O spuneam din cauza că nu voiam ca mersul pe motocicletă să devină o chestie dureroasă. Pe de altă parte, nici nu eram de acord cu este aia că trebuie să iei motocicleta în orice secundă dacă ești adevărat pilot. Trebuie neapărat! După la pâine trebuie să ajutără! Depăși coloane. Astăzi, ca excepție de la regula mea de 16 grade, și anume de a nu ieși din casă când sunt 16 grade, pentru că te poți descompune la temperaturile astea așa joase, și pentru că mie îmi place să stau confortabil la mine acasă, uite că în toiul iernii, sau în fine, acum suntem în 23 iulie, nu suntem. Suntem în toiul iernii. Mă duc să-mi cumpăr un joc PlayStation de partea cealaltă a planetei, pe frigul ăsta, deoarece nu vreau să plătesc 15 lei pentru transport. Asta e singurul motiv pentru care am zis să mă duc. Și stăteam și făceam, o să înțelegeți că nu are sens într-adevăr, dar în mintea mea cumva are. Pentru că aveam următoarele componente ale problemei. Unul la mână, nu sunt obișnuit și nu am fost obișnuit vreodată să plătesc pentru jocuri. Nu e genul meu. Am preferat totdeauna să le primesc cadou sau să le piratez. Faptul că am început în viața mea de adult responsabil să și achiziționez lucrări de artă, că până la urmă asta sunt jocurile astea, noi sunt destul de super șmechere și cumva merită. Dar totuși, e foarte greu să mă desprind de obișnuințele mele de copil să nu plătesc pentru jocuri. Caută Gabriel al nostru Spitfire cele mai bune promoții posibile. Găsește domnul nostru posibilitatea de a ridica jocul dintr-unul din magazinele Altex din oraș de la noi. Din păcate, singurul magazin disponibil. Bă, știi care e chestia? Că la temperaturile astea, frânele nu știu ce să zic. Vreau să cumpăr și eu jocul. Jocul e disponibil prin livrare, evident. Livrare, un căcat de joc micuț, să-mi cer 15 lei pentru transport, este stupid. Tot l-am căutat pe OLX o mulțime de timp, nimic. Și ce vezi, Altex îl pune la promoție cum trebuie. Poți ridica cu rezervarea din magazin. Super! De la San Plaza. Cum? Taie de cea, nu vreau să mă duc, este prea departe. Și începe distracția. Asta se întâmpla ieri, că a apărut la San Plaza. Până ieri, timp de o săptămână, jocul nu a apărut decât în alte părți ale țării, în provincie. Nu mă duceam eu până la Arad să-mi cumpăr, să-mi iau asta pentru 15 lei. Dar ieri se întâmplase ceva interesant. În continuare era 15 lei transportul, însă deodată a apărut să și în București într-o singură locație la San Plaza.
Ieri nu că ploua. Era o vreme de aia de te căcai pe tine, nu voia să ieși nici măcar până la baie. Voia să stai dormitor, stai frumos înfofolit să te uiți la seriale. Și plus că pentru a ajunge la mine, ajunge de la mine la San Plața, e nevoie de ceva de genul jumătate de oră, o chestie de genul ăsta, în trafic. Era ploua, era trafic, era dezastru de pe lume. Și tot voiam să merg, tot căutam soluții. Zic, băi, hai să văd, poate reușesc să nu-l rezerv în magazin, dar să mi-l trimit în magazin mai aproape de mine. Nu, tot 15 lei. Bă, coaie, dar nu e rețeaua voastră de magazine, nu contează 15 lei. Zic, ok, stai să mă găsesc altă soluție. Eu am niște vouchere de la Spark, o să iau Spark-ul, să petrec jumătate de oră. Voi aveți, nu cred că aveți... Nu cred că înțelegeți ce înseamnă, pentru cine nu locuiește în București, nu cred că înțelegeți ce înseamnă o zi ploioasă și rece în București, în traficul din București, indiferent de zi, dar mai ales în zilele de sâmbătă și mai ales în jurul mall-urilor, este ceva apocaliptic, apocaliptic, nu că nu merge cu motorul, că nu puteam să iau nici motorul, că m-am gândit la asta. Apocaliptic. Inițial mă gândisem, ia, hai că iau un... Ia că iau un Uber. Și mă gândeam, bă, dar mă costă Uber-ul mai mult decât mă costă transportul până acasă. Ce sens are, ce sens are să dau pe Uber 45 de lei, poate ca în loc să mi-l livreze la 15. Dar nu, nu voiam să plătesc, nu voiam să plătesc acele 15 lei. Pentru că nu merită, nu îi merită. E ca și cum dacă mă țineam tare de acei 15 lei, țineam tare de mândria mea personală. Aveam de suferit ani de zile într-o închisoare portugheză dacă mă lăsam. Și mă gândeam, cum v-am spus, la Spark. Am voucher de Spark, dar problema e că mă boruncam în trafic, rămâneam acolo închis pentru toată viața, nu mă mai întorceam, făceam și nervi. Pentru că ce să vezi, eu nu pot să cumpăr produsul. Eu pot doar să-l rezerv în magazin și Doamne ajută să fie acolo, dar în teorie altesul trebuie să-ți dea în prealabil o notificare cum că ei, da, îl au și l-au reținut. Nu, n-au trimis nimic. Deci exista posibilitatea, ca de altfel, foarte reală și astăzi, ca ei să nu îl fi avut, în ciuda faptului că eu îl rezervasem. Deci eu să fi stat ore, nu exagerez, ore în trafic, pierdut o mulțime de bani, nu 15 lei, mult mai mult de 15 lei, doar pentru a descoperi că eu de fapt nici măcar nu puteam să îl ridic, pentru că nu mai era. O plimbam eu prin casă, mă tot gândeam, hai mă, Gabi, fi pe bună, dă-i mă, s-a, e un căcat de joc, izda mă, si nu te interesează, nu e așa de important, ce naiba, așteaptă, vezi, poate apare mai aproape de tine. De unde? Astăzi, la prima oră, am legat cu motorul. Dracu știe, măcar nu văd în cifre reale cât consumă motorul și nu cred că consumă așa mult și nu cred că e trafic azi, după cum se poate vedea. Acum mă întreabă și cineva, să mă întreabă și cineva, bă, dar timpul tău, da? Timpul tău, aceste jumătăți de oră care se tot adună, frigul, da? Efortul. A, dorința asta de a sta comos, de a nu suferi. Ai mâncat ceva pe ziua de azi? Nu, nici asta. Toate lucrurile astea nu valorează mai mult de 15 lei câte un căcat de taxă de transport? To which I say, este principiul. Unde suntem ca societate? În ce punct ne aflăm dacă un căcat de joc de PlayStation într-o cutiuță micuță de care nici n-aveam nevoie, pentru că puteam doar să cumpăr joc online. De ce într-o societate ca asta noi ne dorim să plătim 15 lei pentru transport? De ce? De ce? De ce? Nu vreau! Gabi, stai în 15 lei? Da, poate stau. O cheltuiel mare luna asta. Stai în 15 lei? Nu mă, nu stau în 15 lei. Mă duc în schii cu motocicleta acum. Cu mult mai, mult mai mulți bani. Și nici nu vreau să mă bat. Să mai menționez faptul că eu nu sunt deloc obișnuit cu ceea ce înseamnă aici San Plața. Adică nu știu
unde pot, o pot lua sau nu. Taxi, du-mă unde vrei, oriunde aș merge știu bine că voi fi ok. Vreau să cred că nu mai pasă, du-mă unde vrei, dar nu mă duci acasă.